duc și acum și tururile și în vecii vecilor. Amin. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Într-un numele Domnului Sfinții de Părinte, vă rog, binecuvântați ca să rostesc pe Domnul de învățătură. Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeu nostru, miluiește și ne mântuiește pe noi. Amin. Prea puternici părinți și iubiți credincioși, ne aflăm la sfârșitul celor 40 de zile de post și rugăciune. La sfârșitul postului mare, în Duminica Floriilor, praznicul intrării în Ierusalim a Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Zi din care intrăm în săptămâna mare a Dumnezeieștilor Grădinii. Cea de-a șaptea săptămână a postului, dar o perioadă separată de post sau de sine stătătoare, dacă vreți. Și iată, în această duminică, în fiecare an, ascultăm cu luarea minte că se citește la momentul potrivit al Sfintei Liturghii. O pericopă evanghelică superbă, prin măreția ei, prin întinderea ei și prin bogăția evenimentelor enumerate în ea. Pericopă consemnată de Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan, capitolul 1, versetele, capitolul 2, versetele 1 până la 18. Și iată, suntem părtași martori împreună cu cei din Betania și din Ierusalim la toate evenimentele și momentele petrecute în această perioadă. Sâmbăta, dinaintea Duminicii Floriilor, adică ieri, Mântuitorul a săvârșit una din cele patru ieri săvârșite de El. Cea a prietenului său Lazar, în Betania. Seara, în seara aceleiași zile, s-a făcut cină și o spărți. De către surorile lui Marta și Maria, surorile lui Lazar, Marta și Maria. Și mulțime mare era acolo și Mântuitorul la masă împreună cu Lazar cel înviat. Și multă lume era din curiozitate venind ca să-L vadă pe cel înviat de Iisus, adică pe Lazar. Fiind impresionată toată această mulțime de faptele acestui mare proroc care săvârșea fapte ce nu s-au mai petrecut până atunci. Nu s-au mai întâmplat să fie până atunci, de aceea ei numeau proroc mare pe acesta. Încă erau confuzi și nu erau convinși că El este Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu Celui Viu. Dumnezeu adevărat și om adevărat în același timp a doua persoană a Sfintei Treimi. Și apoi oamenii părăsind, convingându-se, confirmându-li se lor minunea săvârșită de Iisus Hristos a învierii lui Lazar, la care cină sâmbătă în seara Marta slujea, iar Maria lua până la un litru de alabastru de mir, de nard, de mare preț, a uns în semn de prețuire și recunoștință picioarele Mântuitorului și le-a șters pe ele cu părul capului ei, mulțumindu-i acestuia pentru toată fapta cea bună săvârșită acolo, în comunitatea și în familia lor, în familia ei. Căci Lazar era fratele ei. Mir pe care biserica l-a luat și cu care se termosesc sfintele biserici cele noi, altarele bisericilor celor noi,
cele noi. Mai bine spus, mai exact spus, Sfânta Masă, care simbolizează mormântul Mântuitorului și care, la târnosire, este unsă cu Sfântul și Marele Mir. Cum cu Sfântul și Marele Mir sunt unse, este uns și Antimisul, care de asemenea simbolizează mormântul Mântuitorului și fără de care nu se poate săvârși nicio sfântă și dumnezească liturghie. Tot cu Sfântul și Marele Mir este uns și pruncul nou botezat. Și la toate aceste trei evenimente, târnosire, ungere și mirungere, se cântă cântarea Luminează-te, luminează-te noului Ierusalime, care s-a cântat și atunci la Florii se cântă până astăzi, în Duminica Paștilor, pentru că simbolizează pe Mântuitorul venit în cetatea Ierusalimului și rămas acolo spre mântuirea celor mulți. Viața Mântuitorului ca om se aseamănă foarte mult cu viața noastră afară de păcat. A avut suișurile și coborișurile ei. Mulțimea a venit de curiozitate să-l vadă și să li se adeverească lor cele întâmplate și săvârșite de acestea. Era, ca să spunem așa, de notorietate. Era în vogă Mântuitorul. Era persoana zilei, omul zilei. Toată lumea vorbea despre el, despre cele săvârșite de el. Pentru că foarte repede, în condițiile de atunci, totuși s-a dispersat, s-a răspândit această informație, dacă vreți, potrivit căreia, iată, Lazar din Betania a fost înviat de Iisus a patra zi, când el deja se afla în procesul firesc al descompunerii. Și atunci lumea a venit la Betania să-l vadă și pe Lazar și pe Iisus vindecătăm în cel ce l-a înviat pe Lazar. Prin învierea lui Lazar, Mântuitorul arată că El este biruitorul morții și izvorul vieții. Și mai mult decât atât, arată că El îl va învia și El și la sfârșitul viacurilor ne va învia și pe noi, pe toți. Cu învierea lui Lazar anticipează învierea Lui și mai mult decât atât, prefigurează învierea noastră a tuturor. La o lampă și a fiecăruia în parte. Și spuneam că El, ca om, a avut viața ca a noastră. Că și noi avem fiecare, probabil, trenul nostru în gară și momentele noastre de glorie, de slavă, de succes, de reușită, de împlinire, de bucurie. Și iată, Mântuitorul era acolo, atunci. Într-o asemenea stare, într-o asemenea postură sau ipostază. Și mai mult decât atât, a doua zi, când evreii s-au dus să serveze Paștele iudaic și a mers și Mântuitorul, care n-a venit să strice legea ce să o împlinească pe ea, să o desăvârșească pe ea, ei, aflând că vine, blând și sperit pe mânzul la sine, i-au pus înainte ștergare și l-au întâmpinat pe el cu ramuri de finic, cântându-i ca un împărat, Osana, Fiul lui David, binecuvântat este Cel ce vine într-un numele Domnului, binecuvântat ești tu, Fiul lui Israel. Și iată, slava aceasta era impresionantă, care ei, oamenii, din recunoștință și admirație, l-au întâmpinat atunci, în Duminica Floriilor, la intrarea cetatea Ierusalimului pe Iisus Hristos. Dar era și momentul în care
Furia cărturarilor și a fariseilor au atins culmine. De ce îl numesc el proroc? De ce îl uit, am mai ajuns să-l numească și împărat? Fiul lui Israel, fiul lui David. Simțeau ei că ei pierd teren, pentru că mulți dintre iudei, văzându-l pe Lazar înviat din morți către Iisus, s-au dus după Iisus. L-au rămas pe Iisus și, bineînțeles, și pe Lazar. De aceea, mai mari cărturarilor și ai fariseilor căutau să-l ucide și pe Iisus și pe Lazar, spre a stârni orice evidență, probă sau confirmare, o demonstrație a celor întâmplate cu o zi înainte, spre a descuraja poporul, spre a-l arunca pe el într-o dezorientare și spre a nu pierde ei practic teren. Și iată, de aceea, în săptămâna ce urmează a Sfintelor și Dumnezeieștilor Pătimiri, știm cu toții cât ei s-au întâmplat Mântuitorului, care la un moment dat a fost acuzat de Ana, unul dintre mai mari cărturarilor, ce și-a sfârșiat și haidele de mânie, că acesta săvârșește blasfemie, grăiește blasfemie. Pentru că Mântuitorul a spus, dărâmați acest templu și eu în trei zile îl voi reface, neînțelegând ei că e vorba de templul Duhului Sfânt, care este trupul înviat pe care El îl va învia a treia zi după Scripturi din morți. Într-o zi ca aceasta de mare praznic, un fel de pregustare a Paștelui, că asta este sărbătoarea florilor, când iată încheiem o etapă a postului și intrăm într-o alta, mult mai profundă și mai grăitoare pentru mântuirea noastră și pentru toate faptele mântuirii pe care Hristos le-a făcut pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire, ne rugăm și noi ca Dumnezeu să vină și în cetatea inimii noastre a fiecăruia și să-L întâmpinăm pe El așa cum se cuvine și primindu-L să-L adăpostim și să nu-L lăsăm să mai plece de la noi, din noi, să se mai îndepărteze ori să se mai îndepărteze vreodată de noi. Greșit spus, nu El se îndepărtează ori se îndepărtează de noi, ci noi suntem aceia care ne îndepărtăm și ne îndepărtăm de El. El rămâne acolo. El rămâne același, El este egal cu El însuși, constant și statornic. Noi suntem cei care ne sucim și răsucim, gândim și răzgândim și ne întoarcem de multe ori în deciziile, faptele și lucrările noastre. Din pericopa evanghelică de astăzi, ca oameni, revin, mai putem înțelege un lucru. Astăzi suntem sus, mâine putem fi jos. Când suntem prea sus să nu amețim, când ajungem prea jos să nu disperăm. Când suntem prea sus și ne ridică unii și alții în străv, din interes să nu aveți vreodată ideea că vă slăvesc sau ne slăvesc din alte rațiuni, doar părinții eventual și cei foarte apropiați nouă o pot face dezinteresat și necondiționat. În rest, mai mult sau mai puțin, suntem oameni intereselor, să fim sinceri. Și totuși, când suntem acolo sus, să ne aducem aminte că suntem doar oameni. Iar când suntem foarte jos, părăsiți de toți pentru că nu mai prezentăm interes și când probabil, sau cel mai sigur, doar cei apropiați, părinții și doi, trei prieteni mai rămân lângă noi sau cu noi, să ne aducem aminte că și noi suntem totuși oameni. E bine să fie așa pentru a asigura un echilibru
pentru a nu cădea nici în amețeala de sus, luat de val, că ce val ca valul trece, și spre a nu cădea sau aluneca nici în disperarea și desnădejdea de jos, care ne poate duce la fapte necugetate. Căci toți sunt ucigași, acolo sunt în momentul în care iau decizia de a-și pune capăt zilei. Viața omului este cu suișul și cu coborâșul ei. Astăzi omul te slăvește precum l-au slăvit pe Iisus Hristos, această mulțime care, ca orice mulțime, poate fi manipulată. Atenție! Azi l-au slăvit Osana fiului David, iar în vinerea mare au strigat: răstignește-l, răstignește-l, răstignește-l. Să nu aveți idee, confuzia sau ideea greșită că erau alți oameni, erau aceiași. Poate mai 30, 100 în plus sau minus, da? Tot aceiași. Nouă, când ni se întâmplă să ni se facă oricine ori rău, de multe ori ni se întâmplă, ni se face de la aceiași și de către aceiași oameni. Că nu va veni unul din Africa să ne facă rău sau unul din asta, ci cei din preajma noastră, din anturajul nostru, din jurul nostru. De aceea trebuie să ne punem permanent nădejdea în Dumnezeu și să înțelegem, să realizăm, să conștientizăm că la El ne este toată izbăvirea, toată apărarea și toată mântuirea noastră. Că fără de El nu putem face nimic. Că fără de El nu suntem nimic, nimeni și nimic. În schimb cu El putem face totul și putem fi tot. De aceea, totdeauna eu unul am admirat și apreciat oamenii realiști, care au înțeles cum stau lucrurile în această viață de parcursul ei și care nu s-au împătat cu apa de la fântână ori de la robinet, ci care au înțeles că azi e vremea lor, ieri a fost al noastră, voi bine altuia, azi e trenul meu în gară, dacă l-am prins bine, dacă nu, dacă l-am ratat, asta este. Mâine este altora, e vremea, e momentul lor și de glorie, și de încercare, și de ispitire, și de biruință. Important este să știi cum traversăm și gestionăm oricare din situațiile sau momentele ostenite din viața noastră. Foarte important. Atunci vedeți un om echilibrat și așezat, când îl vedeți egal cu el, și când este sus și când este jos. Un om de la care ai ce învăța. Ai foarte multe de învățat. Cum și de la Mântuitorul. El, indiferent de context, împrejurări, piedici, ispite și obstacole, și-a văzut de drumul lui. El a știut care este obiectivul pentru care el a venit pe pământ și și-a văzut și-a urmat cursul. În condițiile în care el putea foarte bine să nu treacă prin toate aceste încercări, chinuri, umilințe și suferințe, dar a avut așa. A primit, a acceptat așa, spre a-l restabili pe om, spre a-l scoate pe el din legăturile iadului și de sinovia morții, el coborând la iad, el murind, el pătimind înainte și răstignit fiind, dar el și înviind, ca astfel odată cu învierea lui să aducă învierea noastră cea de obște, până la sfârșitul viață. Din Evanghelia de astăzi, să rămânem cu acest cuvânt. Viața omului, inima omului este ca o cetate. Contează foarte mult cine, ce oameni intră în ea. Contează foarte mult.
Mare lucru este dacă în ea intră Hristos. Dacă îl invităm pe El, dacă îl chemăm, îl poftim pe El, dacă îl primim pe El și dacă îl adăpostim pe El, dacă în cetatea aceasta noastră intră gândurile cele bune, intențiile cele bune, cugetele cele bune, faptele cele bune și oamenii cei buni, sau intră în ea tot felul de neaveniți, tot felul de gânduri rele, murdare, păcătoase și pătimașe, care întunecă rațiunea noastră, întunecă mintea și cugetul nostru. Și atunci, viața noastră este așa după cum este cetatea vieții noastre, în care se lășlește Hristos într-un fel, în care este invadată de tot felul de gânduri și de oameni, este în alt fel. Cetatea noastră trebuie să fie păzită cu prudență și cu precauție. Dar în primul rând, cetatea noastră în care a intrat Hristos trebuie să fie și să rămână păzită de El, apărată de El. Însă pentru aceasta trebuie să-i cerem permanent ajutorul Lui. Să vorbim cu El. Să convorbim în rugăciune permanent cu El. Așadar, ține minte un lucru, încă un lucru din această duminică. Ce e val ca val întrece. Nu vă smintiți și nici nu intrați în invidie când vedeți pe cineva sus. Noi nu trebuie să facem precum cărturare mai mari iudeilor, fariseii, care invidiau și chismuiau pe Hristos pentru cine era El. Nu trebuie să fim roși de invidie, mâncați de răutate, decimați de frustrare, și de tot felul de complexe, că unul e mai sus și altul e mai jos. Viața fiecăruia este identică, este unică, este irepetabilă. Știe Dumnezeu mai bine de ce ea curge și decurge în acest fel a fiecăruia în parte și a tuturor la oameni. Cum nu trebuie nici să ne bucurăm de răul altuia. Așa-i. Bine puțin, zicem noi câteodată, răcorindu-ne și respirând așa ușurați, dar rău, asta, mare păcat, ci să ne solidarizăm cu cel căzut și de căzut, ajutându-l să iasă de acolo. Căci părinții atoniți, călugări, în general, au o exprimare, o expresie pe care o găsiți în multe locuri în osoarele mănăstirilor pe craniile lor, la viețuitorilor de acolo. Și am găsit-o și la Sfântul Românesc Progromul de Sfântul Munteatru, și la Mănăstirea Neamț, și în mai multe locuri unde am vizitat și osoarele, în mai multe mănăstiri. Și spune așa, ia minte, o omule, că ce ești tu am fost și eu, ce sunt eu vei fi și tu. Astăzi suntem unii sus și alții jos, mâine poate fi exact invers. Dumnezeu știe cum vom fi încercați, la ce ispite vom fi supuși și atunci ne vom bucura de orice ajutor, zâmbet, vorbă bună și mântuire venită din partea oricui, pe care ne suntem datori și noi a le împărtăși și împărți altora când au nevoie de așa ceva. Să ne ajute Dumnezeu ca în perioada ce urmează și în ziua de astăzi a praznicului intrării Domnului în Ierusalim să înțelegem că viața omului crește și descrește. Are urmușurile și
suișurile și coborâșurile ei, dar atenție! Că în ce ne va prinde moartea, în aceea ne va judeca. În aceea vom fi judecați. Prin urmare, când suntem jos, să căutăm să ne ridicăm. Iar când suntem sus, să-i dăm slavă lui Dumnezeu că ne-a dus până acolo. Și să ne rugăm Lui să ne menținem locul acolo și mai mult decât atât, să ne pregătească loc înalt și binecuvântat și preasfințit în cetatea Ierusalimului Celui Ceresc, adică în Împărăția cea cerească și veșnică a Preasfintei Treimi, a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Amin.